Povestea Untold a început în anul 2015, atunci când se întâmpla prima ediție a festivalului la Cluj, an în care Cluj-Napoca avea și titlul de capitală culturală a tineretului. Bogdan Buta a avut ideea de a face un festival mare la Cluj. Eram 10 tineri dornici de a face ceva care să rămână cu adevărat în istorie și îmi place să cred că de la început am avut dorința asta de a face din Untold ceva cu care România să se mândrească și ne spuneam chiar de atunci, băi, dacă e să facem ceva, trebuie să facem un lucru care să rămână mintea străinilor și atunci când străinii vor vorbi despre România, pe lângă Dracula, Hagi, Nadia, să spună și despre Untold. An după an, echipa Untold s-a mărit, iar printre cei care au făcut din acest festival un adevărat fenomen european se numără și Ioana. A fost incitată de acest proiect încă de la prima ediție și a ales să renunțe la meseria de jurnalist ca să pună umărul la dezvoltarea festivalului. Eu în primul an de festival lucram la ProTV, încă eram corespondent al știrilor ProTV. Și după prima lor conferință de presă, mi-am sunat șefii la București, pe Carmen Popa, șefa mea de la corespondenți, și am spus, păi Carmen, o să se întâmple la Cluj un super eveniment, o să fie wow, o să fie cel mai tare din Europa. Credeam foarte mult în proiectul băieților. Adevărul e că ea a crezut foarte mult în noi atunci și... Dar stați un pic, nu erați împreună, nu? Nu. Dar ne cunoșteam de mulți ani. Ne cunoșteam de mulți ani și oricum înainte de prima ediție de festival, Edi a venit să-mi propună să părăsesc barca știrilor Pro TV. Și tu ai spus da din prima? Nu, n-am spus da. N-am spus da din prima. Bine, ai spus da din prima cu altă ocazie. Exact. Și cred că e mai important. Dar n-am spus da, știi, și s-a întâmplat festivalul. Când am văzut cât de tare a ieșit, în mintea mea eram, vai, oare să mă sune să mă mai întrebe dacă vreau să plec? Îți dai seama câți au fost așa ca ea? Dar nu era vorba că nu credeam, dar mi-era și foarte greu să mă rup de ProTV după aproape 9 ani de zile. Și în aprilie 2016, pentru că țin minte perfect, am trecut în echipa de comunicare a festivalului Untold. Munca împreună i-a apropiat pe Ioana și pe Edi. Dragostea lor a crescut odată cu festivalul, iar căsătoria a venit apoi ca ceva firesc. În urmă cu 2 ani și jumătate, în familia lor a apărut și cel mai mic membru al echipei Untold, fiica lor, Luiza. Vă prezint cel de-al treilea festival. Luiza. Luiza, zisă și Antoldina. Da. Ea a primit de la niște prieteni de-ai noștri, blogger de altfel, a primit acest nume, au botezat-o Antoldina, asta și pentru că a venit la 2 săptămâni jumate înainte de Untold. Da, după ce am născut, la 2 săptămâni jumate eu făceam festivalul și lumea mă vedea acolo și mă întreba, dar tu n-ai născut? Acum? Gen? Nu. Bine, și Luiza a fost la și festival Luiza a fost la Untold în 2018, avea 2 săptămâni jumate și am adus-o pe timpul zilei și pe ea și ziceam, ba da, am născut, dar cum bine mă vedeți, sunt aici și nu puteam să lipsesc. Parcursul lor spre succesul mondial nu a fost lipsit de piedici. Nu le-a fost oferit totul pe tavă, dar au crezut mult în proiectul lor și nu s-au lăsat copleșiți de eșecuri. Astăzi sunt mândri că au reușit ce și-au propus și că munca lor a dat roade. Estimările oficiale spun că doar anul trecut cele două festivaluri organizate de ei, Untold și Never See, au implicat peste 25.000 de oameni, furnizori și colaboratori, și au generat o infuzie de capital în comunitățile locale de peste 90 de milioane de euro. Dincolo de cifre însă, pe Ioana și pe Edi Chereji îi bucură cel mai mult reacțiile publicului și ale celor mai mari artiști, care poziționează evenimentele lor pe lista celor mai așteptate festivaluri din lume. Martin Garrix, care până anul trecut sau până acum 2 ani a fost DJ-ul numărul 1 al lumii, s-a dus la Coachella, un festival mare din Statele Unite, și a fost întrebat într-un interviu care sunt festivalurile lui preferate. Și a spus Coachella, Tomorrowland, și este un festival în România, la Cluj, Untold.
când vezi artiștii cu câtă bucurie vorbesc despre România, și aici o să-l amintesc pe Armin van Buuren, care nu doar atunci când e la Cluj sau la Constanța la festival, el vorbește despre România de câte ori are ocazia, oriunde în lume. Robbie Williams, după o săptămână, după ce a plecat de la Untold, l-am văzut în niște postări puse la el pe Insta, la un alt festival undeva prin nordul Europei, unde încă avea brățara Untold pe mână, la o săptămână după festival. Visai sau îți imaginai tu că Robbie Williams o să vină să cânte la festivalul vostru? Băi, e o poveste interesantă aici, că unul dintre băieții care au fost de la început alături de noi și care, mă rog, între timp și-a urmat un vis propriu de a-și deschide restaurante și alte lucruri în zona asta de Horeca. El a zis așa în 2015, bă băieți, eu vin să facem festival până în momentul în care aducem pe Robbie Williams. Și asta s-a și întâmplat. Oricât de mare am fi, să nu uităm de unde am plecat și să nu uităm pentru cine am început această poveste și să... Ce s-a întâmplat? Asta mi-a plăcut, cu să nu uiți de unde ai plecat. Să nu uităm... Da, exact. Mulțumesc, l-am primit. Îți dau o inimioară înapoi. Mulțumesc. L-am făcut în primul rând pentru oamenii frumoși din România care meritau și ei să aibă un astfel de festival cu care întreaga țară să se mândrească și oricât de mult am crește peste hotare și oricât de mult ar fi cei care ar veni din afară, tot timpul vom păstra o balanță și un echilibru între românii care vor avea tot timpul prima șansă în a cumpăra un abonament la un preț cât mai accesibil la festival și sigur străinii care vin în România, descoperă România și mulți dintre ei mai revin și cu alte ocazii. La mulți ani, România! La mulți ani! Flo TV!